Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Egoiță, suntem pe arena din Arad. Francisc Neumann va începe în curând prima partidă a etapei cu numărul 4 din Superliga României. Buna primește vizita lui Poliaș. Poliaș, marea protagonistă a celei mai mari surprize de până acum în acest sezon. Victorie pe terenul campioanei. Trece destul de ușor, Rareș Pop îi retrimite, să vedem centrarea lui Rodriguez, lasă bine spate și să vedem șutul lui Fabrigo! Luta! 1-0, minutul 8, al patrulea meci în acest sezon, a patra oară când Luta deschide scorul. Până acum se respectă scenariul. Rămâne de văzut dacă UTA a învățat din greșelile din primele runde. Foarte inspirat, mi se pare, Denis Dumitrașcu trage adversar după el, lasă mingea să curgă, Fabri fără marcaj, e adevărat, e și un șut deviat. Un traseu desenat de patru jucători de la UTA. Luis Felipe trece din nou foarte frumos, încearcă să-l lobeze pe Iacob, oh, ce execuție! Fie o adevărată revelație acest jucător foarte tehnic. Mingea se ducea sub bara transversală, prima șansă și pentru Ieșeni. Și de aici apar problemele pentru Iași, dar acum iată Felipe, combină frumos, ce fază frumoasă! Făcută șahmat apărarea UTA-i de doar doi jucători, ce combinație! Și mingea trece puțin pe lângă poarta lui Iacob. Cred că a și atins, cred că a atins-o Iacob, ia să vedem. Fața celor de la CSK Sofia. Un șut bun! Oh! Ce execuție și ce paradă! Iată ce execuție! Mingea se ducea în vinclu. Excelentă parada lui Iacob. Superb! Într-adevăr, Șerban execută peste poarta lui Iacob. Ciobanu execută, sare foarte bine și este gol, dar offside. Este offside. Și cred că are dreptate arbitrul asistent. A mai avut un gol Iașiul și cu CFR, da, nici o îndoială. Freitas recuperează. E fault și cred că da, este cartonaș roșu, al doilea galben de fapt, eliminare este. De data asta l-am tot criticat pe Florin Andrei pentru ușurința cu care dă cartonașe galbene, dar aici mi se pare o decizie corectă.